Informație de ultimă oră la Digi24. Proiectul privind plafonarea prețului la energie și compensarea facturilor a trecut de Parlament. Detaliile de la Anca Orhean. Anca. Da, vorbim despre foarte multe modificări care au fost aduse la acest proiect aici în Parlament. Acum a trecut de votul final, o largă majoritate, 285 de voturi pentru acest proiect extrem de important și vorbim practic despre o plafonare a prețurilor în energie, plafonare pentru toți consumatorii casnici. Aceasta a fost decizia care a fost luată și de asemenea în această categorie au mai intrat aici și spitale, școli, creșe, ONG-uri sau culte. Și va spune și prețul la energie electrică, plafonare la 1 leu pe kilowattoră și la gaze naturale la 0,37 lei pe kilowattoră. De asemenea, vorbim despre compensare la facturi. Știm foarte bine că au fost prevăzute toate aceste compensări în ordonanța care a trecut de guvern, dar au mai fost făcute modificări și în acest caz. La energie electrică este vorba despre o reducere de 29 de lei la 100 de kilowattoră. Și la gaze naturale, undeva la 33% din prețul gazului natural. Aceasta este reducerea ce se va regăsi în facturile românilor pentru iarna aceasta, pentru că este prevăzut clar în proiect să vorbim despre următoarele luni, deci despre iarna care urmează. Mai sunt modificări legate de subvențiile care merg la primării, mai exact pentru creșterea prețului gigacaloriei. Și în bine, aici discuțiile în fiecare iarnă, bani care trebuie să meargă de la guvern către primărie, e bine, acum au fost trecute aceste sume aici. Și niște reduceri pentru IMM-uri, pentru că în ordonanță nu au fost prinse mai multe măsuri pentru întreprinderi mici și mijlocii. E bine, aici avem reduceri pe care le-au adăugat prin amendamente în comisie, pentru că ieri a fost o dezbatere destul de lungă, de câteva ore, în comisiile reunite care au dat un raport pentru acest proiect. Și, practic, acum merge la promulgare acest proiect extrem de important și în doar două minute o să avem și declarații de la Ministrul Energiei, Virgil Popescu, care și ieri a fost prezent în comisii și astăzi în plenul Camerei Deputaților, care unde s-au susținut toate aceste modificări, unde s-a mai discutat încă o dată despre respectivele schimbări. Și acum vedem că a fost dat și acest vot extrem de important. Așteptăm declarațiile ministrului. Mulțumesc tare mult, Anca. S-a spus că nu este o lege perfectă. Ce ar mai fi putut fi îmbunătățit? Sigur, nicio lege nu e perfectă și trebuie să urmărim implementarea ei, să ne asigurăm că va fi implementată rapid. De fapt, de dimineață plafonarea prețurilor la energie și gaz, compensarea facturilor a fost adoptată de Parlament. Haideți să-l și vedem pe Virgil Popescu, ministrul energiei, declarații în acest moment. Să putem să o aplicăm începând cu săptămâna viitoare. Trebuie să urmărim piața de energie, să vedem dacă trebuie intervenit sau nu pe piață. Eu zic că odată cu plafonare plus compensare se vor calma și fluctuațiile din piață și mai cred un lucru, că în momentul când am pus acel impozit pe venitul suplimentar pentru cei care nu plătesc certificat de CO2, pentru cei care nu poluează și care nu au influență în creșterea prețului și care beneficiază de această creștere de prețuri fără să aibă costuri suplimentare sau alte lucruri, cred că prețul se va tempera cât de cât și nu vor mai fi așa, să zicem, de dornici să aibă câștiguri de pe urma acestor mișcări și volatilității ale pieței. În 1 noiembrie este peste câteva zile, practic aveți garanții pentru toți românii că vor beneficia de toate măsurile la timp? Da, deci 1 noiembrie este săptămâna viitoare, factura lunii noiembrie vine în cursul lunii, la începutul lunii decembrie, deci nu se pune problema că trebuie să emite cineva o factură la începutul lunii noiembrie. Este timp și pentru furnizori să-și implementeze aplicațiile informatice. Noi la Minister o să avem discuții cu furnizorii, pentru că e normal să avem un dialog, să vedem cum implementăm și cum îi ajutăm să implementeze cât mai repede acest lucru, în așa fel încât să nu fie sincope și, de asemenea, noi cei de la Minister o să discutăm și cu finanțele și cu munca pentru a ne asigura că în ordinele care le vom face comune și cu ANRE, procedura de decontare și furnizorii să-și încaseze banile, pentru că nimeni nu vrea ca la un moment dat să avem sincope în funcționarea sistemului energetic național. Ce au de făcut românii care vor să amâne plata facturilor? Era o măsură în acest proiect de lege și cum se va întâmpla după? Vor plăti eșalonat sau vor plăti totodată? Amânarea facturilor este doar pentru consumatorii vulnerabili, este în textul de lege, o solicitare la furnizor și la rândul lui furnizorul, dacă consideră necesar, că are un sol prea mare de amânare, poate să solicite amânarea la plată a datorilor la bugetul de stat în
contrapartidă, cu contravaloarea acestui sold amânat la rândul lor. Vorbeați în plan de o soluție de moment pentru Timișoara, care ar fi aceea ce... Deci s-a găsit un furnizor care a discutat în afara celui care nu a refuzat să mai livreze gaze Timișoarei, care pentru o săptămână împreună cu primarul din Timișoara au căzut de acord să livreze gaze Timișoarei. Eu aseară am discutat și cu primarul și cu prefectul și cu furnizorul respectiv și s-a găsit această soluție provizorie, dar primăria trebuie să știe că dacă nu găsești o sursă de finanțare, așa cum a intrat, cum a introdus Coltermo în insolvență, tuturor le este teamă, tuturor furnizorilor le este teamă că vor rămâne cu gazul livrat și neplătit. De acolo pleacă absolut totul. Deci nu se poate să nu acorzi o garanție și de aceea eu cred că trebuie să caute toate soluțiile, inclusiv un credit din trezorerie, inclusiv un credit dintr-o parte, pentru a putea debloca și a putea stabiliza situația din Timișoara pentru această iarnă. Mulți dintre cei care văd situația din Timișoara și sunt în alte orașe din țară se gândesc dacă pentru ei există vreun risc similar. Vă confruntați cu probleme similare în alte orașe importante? Haideți să ne lămurim. Problema de la Timișoara nu e problema Ministerului Energiei, este problema strict a unității administrativ-teritoriale. Colterm este compania UAT Timișoara, Consiliul Local Timișoara. Cum și-au gestionat problema acolo, așa o iau. Noi am intervenit și am încercat aseară, așa într-o soluție, să-i ajutăm pentru a putea, să zicem, să câștigăm timp, să câștige timp în vederea găsirii soluției definitive. Nu am informații că în alte părți avem această problemă. La București LC nu are stocul de gaze, la Constanța există stoc de gaze, acolo unde furnizăm compania Ministerului Energiei, la Craiova există stocuri de combustibil, acolo unde furnizează complexul energetic Oltenia, acolo unde suntem noi, nu avem probleme cu așa ceva, iar prin această ordonanță se acordă subvenții UAT-urilor pentru a acoperi o parte din diferența de preț a gazelor, de creștere a gazelor naturale. Bun, dacă ne raportăm la București, nu putem să nu vă întrebăm despre situația Elcenului și situația de la termoenergetica. Știm că la un moment dat s-a cerut printr-o adresă oficială ca banii de la guvern să meargă direct către datoriile către Elcen. Ce s-a mai întâmplat de atunci și până acum? De termoenergetica, întrebați Primăria Capitalei, este o companie a termoenergeticii. Eu am spus tot timpul că prețul la gardele Elcenului este dublat, poate chiar mai mult, de două ori și jumătate, se transferă către București datorită pierderii rețelelor de transport și distribuție a agentului termic. Subvenția care trebuie să vină de la primărie nu a fost plătită, de aceea s-au strâns datorii și de către termoenergetica în continuare către Elcen. Nu vom avea probleme cu furnizarea agentului termic din punct de vedere al Elcenului. Sigur, vor fi sincope și în această iarnă, primarul general a spus acest lucru, datorită pierderilor de un rețea. Datoriile au fost plătite? Nu, nu au fost plătite nici acum datoriile. Au fost plătite parțial? Nu, au fost plătite parțial. S-au dat niște bani, ca să fim cinstiți, s-au dat niște bani către Elcen, au ajuns niște bani. Suficienți cât să fim siguri că iarna asta nu avem astfel de probleme? Elcenul nu are probleme în a furniza gigacaloria la poarta Elcenului. Mai departe, o preia termoenergetică. Mulțumim. Mulțumesc.